După finala pierdută de Adriana Haidu în fața Anche Săvianu de la Steaua, cu largul concurs al arbitrului întâlnirii ieri, fetele pregătite de Danșuta, Simona Surducan și Arnold Joachim nu au putut trece de aceea Steaua, fiind nevoite să se mulțumească cu argintul. Medalile de bronz au fost cucerite de către CSA Steaua 2, care au învins în finala mică pe CSTA, scor 45 la 21. Echipa a doua de la CSA a terminat concursul pe locul 5, iar CS3 s-a clasat pe 6. Astfel, medaliate cu argint au fost Adriana Haidu, Victoria Iagăr, Alexandra Lazin și Andrea Potor. În semifinale, fetele noastre au învins CSTA cu 43 la 22. Competiția continuă cu proba individuală la masculin 22 de și se află la startul competiției de la CS urmând să evolueze Benjamin Bodo, favorit la titlul de campion, Ștefan Chelu, Mark Fögel, David Găman, Edwin Pop și Tudor Surducan. Sportivii sunt antrenați de Eva Atila File și Arnold Dijachi. Referitor la etapa din cadrul circuitului european de cadete, care se va desfășura sâmbătă și duminică la Satu mare, înscrierile s-au încheiat. Astfel, 62 de floretiste din Austria, Belarus, Cehia, Ungaria, Italia, Japonia, Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Ucraina și România se vor întrece sâmbătă la proba individuală și duminică la cea de echipe, când va avea loc și cu pasatul mare un turneu internațional rezervat băieților.